Bună seara, domnule Teodorici. Bună seara. Păi, Rareș Bogdan, în 1950, sovieticii aveau un tabu pe care tovarășul Tăricianu nu-l mai respectă astăzi. Ei spuneau așa, comuniștii sovietici, există două categorii de oameni. Unii mulți care execută și alții puțini care gândesc. Comunismul s-a bazat pe această dihotomie între elita conducătoare, cea care gândește, și cei mulți care habar n-au ce se întâmplă, dar execută. Să ne amintim că în 1990, cei de la IMGB strigau foarte asemănător cu cei care au participat acum la mitingul din 9, noi muncim, nu gândim. IMGB face ordine. Lucru pe care l-am auzit într-o altă formă, PSD face ordine în filmulețul pe care l-ai dat înainte. Se întâmplă o chestiune foarte interesantă, prezisă de însuși Marx, când a scris și Manifestul Comunist și Capitalul. Noi ne aflăm acum la finalul unei paradigme, la finalul comunismului. Marx spune să ne ferească pe toți, el nu credea în Dumnezeu, să ne ferească pe toți providența sau soarta de burghezia roșie. E, decadența comunismului se traduce astăzi așa. Cei ăia puțini care ar fi trebuit să fie mai inteligenți decât ăia mulți și proști, astăzi sunt mai proști decât mulțimea. De aceea lucrurile nu mai ies așa cum se așteaptă acești băieți. Tovarășul Tăricianu, foarte obișnuit cu principiile NKVD-ului, pentru că și tatăl său le-a cunoscut foarte bine, dar nu le-a aplicat, și mă refer la tatăl Vitreg, la Dan Amedeo Lăzărescu, un ilustru mason de foarte bună calitate, nu știu cât de patriot, dar în orice caz un intelectual rafinat, care l-a învățat pe manechinul Tăricianu, l-a obligat cumva să-și petreacă măcar câteva ore în bibliotecă. El n-a înțeles treaba asta, își lua cărțile, și nu exagerez, și le punea pe cap ca să aibă coloana dreaptă, ca să poată să defileze cu haine la casa de modă Venus, unde a fost manechin, fiind o promoție mai bătrân decât Cătălin Botezatu. Deci, frumușelul Tăricianu, obligat de tatăl său să petreacă câteva ore în bibliotecă, în loc să deschidă cărțile și să le citească, el și le punea pe cap la rusul, pentru că erau volume groase, tocmai pentru a avea o postură cu pectoralii în față și să defileze în chiloței sau, mă rog, în ce umblau tovarășii pe vremuri, în salopete, spre deliciul soțiilor potentaților regimului. Ăsta este Tăricianu. Deci astăzi Tăricianu este mai prost decât cei pe care îi conduce. Lucru care se vede cel mai bine la tovarășa Dăncilă. Tovarășa Dăncilă, care teoretic, conform principiilor sovietice, ar fi trebuit să facă parte din elita celor care gândesc. Iar băieții cei care au venit la meeting, păi nu o să fie aia mulți care execută. E mai proastă decât aia care teoretic execută. Pentru că am văzut și în timpul discursului domniei sale, dar mai ales în timpul discursului acestui dependent de Prozac, domnul Dragnea, că valuri, din mulțimea pesedistă, plictisiți fiind, plecau acasă, ceea ce nouă ne arată că sunt mai inteligenți decât elita conducătoare pesedistă. Au venit ușor pe gratis în București, ba chiar au mai primit și 50 de lei, au primit și un sandvicel, e adevărat foarte puțin totuși, și două ape calde, plate, ca să aibă pe drum să nu se deshidrateze. Deși unii dintre ei chiar s-au deshidratat, că leșinau pe capete în timpul mulțimii, am văzut și noi treaba asta. Ca să conchid, părerea mea e bună. Eu cred că dacă avem puțină răbdare, noi vom asista la explozia acestei pungi cu rahat, care se numește PSD-ul de astăzi, care nu mai are în lăuntru ei nicio celulă cenușie. Sunt multe celule, alea cu zăbrele care îi așteaptă pe toți, dar materie... Dar nu pe membri, pe conducători. Pe conducători, pe, mă refer la elita conducătoare. Dar celule cenușii în cutiile ucrainiene ale acestor tovarăși nu mai există. Astăzi, elita conducătoare a PSD-ului, Dragnea, a PS Dragnea, este mai proastă decât mulțimea. Lucru pe care Marx l-a scris și a spus, când vom ajunge aici, va fi finalul. Și vai, o, vai, spunea Marx, ce final. Să vedem care va fi finalul. Oricum rămâne declarația: în România a fost creat, după integrarea în Uniunea Europeană, un sistem represiv asemănător cu modelul securității din anii 50. Adică cum își poate imagina manechinul? E un manechin. Sau un manechinuit, că la câte soții a avut, tot manechinuit rămâne. E cum își poate imagina că în interiorul laboratorului Uniunii Europene, cea care totuși a dat principiile democrației, să nu vorbim totuși de Occident ca de promotorul libertăților individuale și ale democrației, înseamnă că suntem nu numai inculți, dar și cretini sau răuvoitori imbecili. Domnul Tăricianu este răuvoitor imbecil pentru că domnia sa confundă într-un mod flagrant Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică, cu care domnia sa se simte foarte familiar.
Pentru că acest tip de politică de așa zisă democrație ilieșteană pe care și-o dorește Tăriceanu a fost promovată de Uniunea Sovietică, nu de Uniunea Europeană. Ori domnia sa este senil și Viagra i-a scurt-circuitat profund neuronii și atunci dânsul trăiește într-o realitate din ce în ce mai paralelă. Mai puneți declarația pe ecran, vă rog. Ori este atât de răuvoitor încât domnia sa, al cărui domne, repet, trecut liberal îl contrazice. Păi nu era domnul Tăriceanu până 2007 când era premier? Nu era el un promotor al valorilor occidentale, al valorilor euroatlantice? Cum de s-a schimbat așa brusc? Sau faptul că a fost mufat la creierul mamă Dăncilă l-a periclitat într-un mod iremediabil și pe domnia sa? Să spui astăzi despre Uniunea Europeană, care totuși alături de filozofia franceză și de marea filozofie germană, este formatoarea principiilor liberalismului, al democrației și a drepturilor individuale, că imprimă un tip de securitate din anii 50, mie îmi denotă că este, ori este imbecil, ori pur și simplu ceva s-a produs cu domnia sa, ceva rău. Părerea mea că declarația săptămânii nu aparține totuși domnului Tăricean, nu aparține domnului Lucian Șova, ministrul transporturilor în guvernul Dăncilă, care vine cu o declarație absolut aiuritoare, halucinante. Traian Băsescu este de-a dreptul simpatic în momentul ăsta cu nu avem nevoie de autostrăzi sau cu iarna nu-i ca vara. S-a încheiat epoca, începe altceva. Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari și vor pleca multinaționalele către alte zone, fără autostrăzi, dar cu salarii mici. Eu militez pentru a nu avea încă autostrăzi. Dar dânsul este ministrul multinaționalelor sau este ministrul transporturilor din România? Adică cel era... Deci după astfel de declarație, domnule, care este mult este mai... rudă cu Dabija, că am înțeles că îl freacă grija. Adică cel freacă pe domnia sa grija de multinaționale? Adică să faci o asemenea declarație din postura de ministru totuși al transporturilor în România înseamnă că ești ceva mai puțin inteligent decât Tăriceanu, ceea ce este foarte greu. Da, deci gândiți-vă, această declarație a fost făcută la Sinaia, acolo a fost o întâlnire a Comisiei de Transporturi de la nivelul Camerei Deputaților, a participat și deputatul SR Cătălin Drulă, dar și alți membri ai Lucian Bode și alții, și au rămas pur și simplu șocați. România are aproape 770 de kilometri de autostradă în prezent și se plasează în antepenultimul loc din Europa, la nivelul numărului de kilometri de autostradă. Să faci o astfel de declarație. Deci când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari și vor pleca multinaționale către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici. Dar ne poate explica și domnia sa corelarea între creșterea salariilor în toate domeniile și autostrăzi? Păi dânsul este ministru totuși... Mai dați o dată declarația domnului ministru pentru chestia... Într-un guvern unde șefa domniei sale, doamna Dăncilă, leșină o dată pe zi. Știți că doamna Dăncilă leșină o dată pe zi? Nu știam, dar îi doresc sănătate, nu aș dori. Nu, dânsa adoarme brusc așa ca o găină căruia îi se pune o punguță neagră peste ochi în fiecare zi. Adică domnia sa... bolnavă, săracă, nu este bolnavă. Subconștientul domniei sale are mai mult bun simț decât propriul conștient și realizând proporția dezastrului în care se află, se scurt-circuitează o dată pe zi, leșină și cineva îi face adrenalină. Adică Anca Alexandrescu, pe lângă notițele pe care îi decară în geantă, are și o siringuță mică cu adrenalină ca să o trezească pe doamna Dăncilă. E, vă dați seama cam la ce nivel de inteligență este doamna premier. E, nu s-ar fi putut într-un asemenea guvern ca miniștrii să fie ceva mai inteligenți decât primul ministru, pentru că ar fi fost ceva amuzant, ironic până la urmă. Șova mi se pare absolut. Deci când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari și vor pleca multinaționale. E drept că 1,3 milioane de români lucrează la multinaționale. Păi nu, dar, e ușor paradoxal. Păi nu sunt domne ăștia de la PSD-ul împotriva multinaționalelor? Nu ne căinează domne pe noi ăștia de la PSD-ul că DNA-ul arestează numai afaceriști români, că niciodată cei de la multinaționale n-au plătit ceea ce se cuvenea să plătească, adică darea de mită, și că doar luarea de mită se pedepsește în România și darea de mită nu. Nu era domnul Tăriceanu mai devreme membru în coaliția de guvernare care spunea că Uniunea Europeană nu ne duce în anii 50? Nu era domne omul ăsta, domnul Dragnea, la meeting? Știți că acum am aflat și eu de ce domnul Dragnea era așa ușor... abulic la meeting. Da, avea o față destul de neclară. Avea o privire, nu l-am mai văzut așa. O privire nefocusată la meeting și avea aerul săracul, să mă ierte Dumnezeu. Eu
totuși vin din Vama Veche, stau de vreo 20 de ani acolo și cunosc efectele. Eu prima dată am avut senzația că a tras ceva pe nas făcut într-o cadă de doi studenți care s-au grăbit. Adică ceva așa, de proastă calitate. După care am aflat că, într-adevăr, domnia sa este dependent. Nu de narcotice. Ci asta de... oferă cetățenilor narcotice, le-a oferit în 2016 și în campanie. Și de niște medicamente. Între ghilimele, sper că înțeleg cei din ce... Nu înțeleg. Nu, trebuie să le explicăm, să le facem o notiță scrisă și să le spunem, să le explicăm gluma. Dom'le, este o glumă, deci nu, ca nu, să înțelegeți. Nu, trebuie să le desenăm gluma, nu, vă spun serios. Domnului Hergeu, desenați-i glumele, că nu le înțelege. Bine, le trimitem. Bine, desenăm frumos, cu schemă, cu hartă, cu note de subsol, ca să le înțeleagă și cei de acolo, mai ales domnul Hergeu sau Pergeu, nu mai știu cum o cheam. Dar domnul ăsta Dragnea, să știți că este dependent de Prozac. Dânsul ia niște antidepresive foarte puternice, pentru că și în cazul domniei sale, subconștientul este mai onorabil decât conștientul. Domnule, știți că Dumnezeu, când ne-a zămislit pe toți, că suntem păcătoși, că suntem virtuoși, că suntem inteligenți sau că suntem foarte proști, Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut perfecți, adică ne-a stratificat perfect. Și atunci subconștientul nostru și inconștientul nostru, care e vorba lui Jung, care este un șobolan, bineînțeles, pentru că e neamț. Și atunci, dacă e neamț, e șobolan, nu? În viziunea celor de pe scenă, din urmă cu o săptămână. Carl Gustav Jung, n-are cum. Klaus Johannes, Carl Gustav Werner, Jung. Stați că tot timpul Werner, e și Werner. Da? Schopenhauer, toți ăștia au nume cu rezonanță nasoală, că am văzut că și în filmuleț, că ăștia nemții sunt nasoi. Ăștia din Telorma, sudiștii sunt buni, nemții sunt proști. Deci șobolanul de Jung spunea așa, domne, în inconștientul arhetipal pe care îl străbatem cu toții, că venim și noi pe succesiunea ADN-ului și în subconștientul ca filtru, domne, se află adevărul. Și adevărul nu ne poate permite nouă să fim chiar atât de nenorociți cum vrem. De aceea există și detectorul de minciuni. Știți că la detectorul de minciuni nu conștientul este cel care trădează dacă ai mințit sau nu, ci subconștientul. Subconștientul, aparținând creierului limbic, adică creierului reactiv, nu poate minți. E, nici în cazul domnului Dragnea, creierul ăsta limbic nu poate minți. Și ăsta e un creier corect. Doar emisferele alea două, stânga, dreapta, sau el are două emisfere stângi, domnul Dragnea, că el e foarte de stânga și atunci n-are atât de tare urăște pe ăștia de dreapta, încât el și-a anihilat emisfera dreaptă a creierului. Și domnule, vreau să am două emisfere stângi. Foarte bine, se vede. Și atunci domnia sa nici nu mai face față presiunii. Că aude tot timpul somn zdrângănitul ăla de cătușe, simte așa marea dragoste a poporului liber față de domnia sa și vine cumva să se ghimnească în poziția uterină și să stea acolo. Acolo unde îl băgăm cu toții, înapoi da, de unde a venit. E o problemă... Dar ia, domne, stați o secundă, a fost o carte... Domnul Dragnea, ia Prozac, garantat. Deci vă spun ceva. Poate să meargă pe stradă? Nu poate să meargă decât însoțit. Are nevoie de însoțitor. Nu, domnule, are nevoie de însoțitor. Pentru că efectele secundare ale acestui medicament sunt foarte periculoase. Medicamentul este hipnotic, Prozacul. Dar nu avem informația certă. E o presupunere. Ba da, eu am informația din proximitatea domniei sale. Acum știu, poate m-a dezinformat cel care mi-a spus. Deși până acum să știți că toate informațiile pe care le-am din interiorul PSD-ului sunt foarte corecte. E adevărat că doamna Firea citește cântăreața chiar a lui Eugen Ionesco? Cred că resimte efectele cântăreții chiar ale lui Eugen Ionesco. Nu citește cântăreața. Nu cred că citește. Hai să fii serios și o vedeți pe doamna Firea. Cred că citește teatru absurd. Citind teatru absurd. Smith, cu Mr. Hai că o vedeți pe doamna Firea petrecându-și orele libere între Urmuz și Eugen Ionesco, pe doamna Firea? Nu știu, mă întreb și eu. Nu cred. Nu, dar ce credeți că citești? Între Dan Barbilian și Nichita Stănescu, doamna Firea? Nu, eu cred că își petrece zilele între propriile poezii pe care le-a scris și le recitește din când în când, fiind absolut îndrăgostită de lirica domniei sale, și două rebusuri, mai vechi. Cine a sfătuit-o să meargă pe Național Arena? Dom'le, cred că n-a sfătuit-o nimeni. Eu vă spun ceva. Parvenitului, când îi se oferă puterea, îi se și pune un văl peste bunul simț. Avem noi români o vorbă că țiganul a ajuns împărat prima dată și prima dată îi dă în cap lui taicăsu. Sau o altă vorbă, scroafa suită în copac, încercând să cânte oare de Verdi. E o vorbă. Evident. Încercând să cânte din Verdi, nu o să iasă altceva decât un grohăit sinistru. Doamna Firea, care este nebunită după imagine, doamna Firea, care și-a creat și-a cultivat tot traseul domniei sale pe predicatele comunicării și ale imaginii, eu cred că ideea a fost a domniei sale. Adică dânsa a încercat un vampiraj simplu. Adică, domne, mă aflu într-un declin de audiență și de percepție pozitivă. Am nevoie de un simbol, da, pe care să-l parazitez și eu un pic, ca să fac transferul de la
efluviul de energie pozitivă pe care o să-l primească Simona Halep și către mine. Tehnica este foarte cunoscută în manipulare. Nu v-ați întrebat de ce de fiecare dată vin politicienii și îl prezintă ba pe Smiley, ba pe Moga, ba pe Bute, ba pe Firea. Se numește ca tehnică de manipulare transferul pozitiv. Adică tu ai o imagine din ce în ce mai proastă. Intri într-un cont de umbră și atunci, întrucât publicul n-are timp la un concert sau la o manifestare de asta de bucurie să decereze foarte corect și foarte clar predicatele care se adună acolo în comunicare, e dispus să te ia și pe tine la pachet. Să continuăm după pauza publicitară. Da.